Cu jandarmi înarmați, așa au descins echipele CEZ în satul de Rom Păuleasca din comuna Mălureni. Firma de electricitate avea informații că în zonă se fură curent, dar echipele CEZ nu au avut curaj să intre în comunitatea de romi decât sub protecția trupelor de jandarmi. Reprezentanții CEZ au tăiat toate firele ilegal branșate la rețeaua de electricitate. În urma verificărilor și măsurătorilor echipelor noastre, am identificat această zonă ca fiind o zonă roșie, în care se pierde foarte multă energie electrică. În această zonă noi am mai realizat astfel de acțiuni, tot cu sprijinul Jandarmeriei Argeș, în urma cărora am încheiat un număr de 6 note de constatare, cu un prejudiciu estimat de 115.000 de kWh, ceea ce înseamnă 43.000 de RON. Sustragerea de energie electrică, din păcate, reprezintă un fenomen care a luat amploare în această perioadă cu precădere. În județul Argeș și echipele operative distribuției Oltenia au realizat mai multe controle, fiind încheiat un număr de 43 de note de constatare în medie pe lună. Acțiunea s-a desfășurat sub o anumită tensiune, romii strângându-se în jurul locuințelor unde au fost depistate branșamente ilegale. Prinși că furau curent, romii au început și ei să se plângă de faptul că intervenția jandarmilor le-a speriat copiii. Nu, dar de-aia n-am intrat, 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 n-am int